A fi propriul tău guru înseamnă a te asculta mai mult pe tine decât îi asculți pe alții și eu cred că vine o vârstă, o vreme în viața unui om, metaforic vorbind, o vârstă, care presupune să devii propriul tău guru. Abraham Maslow este unul dintre cei mai importanți psihologi pe care i-a avut planeta, un mare gânditor în același timp, și el spunea un lucru interesant, și anume că maturitate înseamnă să devii independent de bunele intenții și opinii ale celorlalți. Și mi-a atras atenția acest citat, această zicere, pentru că, de regulă, noi ne străduim să fim independenți de opiniile rele ale celorlalți, de faptul că oamenii ne judecă, ne critică, aruncă în noi cu ouă, cu roșii și așa mai departe. Dar asta este un nivel în care începi să devii autonom. Nivelul următor, nivelul superior, este situația în care reușești să devii independent de bunele opinii sau bunele intenții ale celorlalți, și asta e mult mai dificil, chiar dacă nu pare la prima vedere, pentru că marea majoritate dintre noi suntem afectați de relațiile cu cei apropiați, relații pe care nu vrem să le stricăm, nu vrem să le deranjăm, nu vrem să le minăm, nu vrem să punem limite nepotrivite în acele relații, așa că acceptăm uneori ca opiniile bazate pe bune intenții ale celorlalți să ne invadeze viața personală și să ne schimbe setul de valori, criteriile despre cum să trăiește, ceea ce poate fi ok când ești copil și să asculți părinții, dar nu mai este ok când se presupune că ești la vârsta maturității și ai propria ta decizie, propria ta abordare asupra vieții. Uite, am văzut o postare pe Facebook, suna frumos, ca și cum ar fi spus-o Einstein. Nu știu dacă are și valoare dincolo de faptul că sunt cuvinte care din coada o să sune. Și zice așa: pe la 20 de ani ești foarte preocupat de ce spun ceilalți despre tine. Pe la 40 de ani începe să te doară în cod de ce spun ceilalți despre tine. Pe la 60 de ani realizai că pe nimeni nu interesa de tine absolut deloc. Poate fi un ghid interesant. Acum eu am, în legătură cu genul ăsta de ziceri, am o oarecare reticență. Și reticența nu este dată de această secvență, adică mai întâi te preocupă, după aia nu te mai preocupă și după aia nu contează. Nu secvența e problema, ci vârstele. Pentru că eu cred că asta vine la pachet cu un fel de sugestie. Dom'le, așa ar trebui să fii la 20, așa ar trebui să fii la 40, așa ar trebui să fii la 60. Ori oamenii sunt diferiți și poate că nu e la 20, poate e la 15 sau la 25, poate nu e la 40, poate e la 30 sau la 42, poate nu e la 60, poate e mai încolo. Însă secvența mi se pare interesantă de luat în calcul. Mi se pare că această secvență poate fi și trasă mai către prezent, pentru că maturitatea nu are neapărat o vârstă biologică. Îl auzeam la un moment dat pe Brian Tracy, un speaker american căruia i-am luat și un interviu interesant la un moment dat, este la mine pe YouTube, respectivul interviu pe canalul de YouTube, și Brian Tracy zicea cam așa, zice: dacă te preocupă dezvoltarea personală, dacă te preocupă să citești, să înveți despre cum se trăiește, cum zice un prieten de-al meu emigrat în Australia, cum se trăiește, dacă te preocupă să investești în tine, personal, profesional, ceea ce vei face nu este că nu vei mai muri, nu este că vei trăi neapărat mai mult, este că vei muta, atenție, vei muta vârsta maturității de pe la 60 de ani pe la poate 50 sau 40 de ani. Și mi s-a părut foarte interesantă distinția asta, pentru că marea majoritate a oamenilor, dacă se maturizează la 60 sau 70 de ani, se maturizează din inerție, nu la voință. Dacă se maturizează la 40 sau 50 de ani, se maturizează prin voință proprie și să obțin două beneficii, nu unul. Pentru că la 60 de ani, dacă ești maturizat prin inerție, adică lași lucrurile să se întâmple, să dea viața peste tine și creierul tău interpretează tiparele după care funcționează viața și după vreo 60 de repetări începi să-ți dai seama cam cum stau lucrurile. Problema este că pe la 60 de ani, dacă ai lăsat lucrurile să se întâmple, ai ajuns să fii prea rigid ca să mai poți să faci ceva după 60 de ani. Apropo, e bancul ăla cu măgarul, știi? Că, băi, m-am apucat să învăț măgarul meu să nu mai mănânce. Da. Și după 30 de zile, când în sfârșit învăța, s-a murit. A murit, da. Mai este un banc similar cu măgarul, dacă tot mai provocat, să spune că la un moment dat, la granița dintre Mexic și Statele Unite, că tot e subiectul interesant și la modă, să zicem, trecea Jose,
cu un măgar și John, care era un vameș foarte plin de zel, îl percheziționa pe ăsta la fiecare trecere de nu se putea. Adică îl căuta pe ăsta, bă, trebuie să aibă ăsta ascunse undeva, substanțe interzise, trebuie să aibă ceva ascuns, armament, bijuterii, trebuie să facă, prea treci în fiecare zi cu măgarul, așa ceva nu se poate. Și odată, de două ori, de trei ori, trec săptămâni, trec luni, trec ani de zile în care ăsta îl percheziționa la piele și nu găsea nimic. Și la un moment dat John ajunge în pragul pensionării, urmează să iasă la pensie, știi? Și trece Jose, ca de obicei, cu măgarul și John îți duce și îi spune lui Jose, bă, știu, te-am persecutat, te-am percheziționat, te-am îmbrâncit, am fost convins, dar nu te-am prins. Bă, ies la pensie mâine, uite, îți jur că nu spun la niciunul din colegii mei, nu-i spun nimic, dar vreau și eu să mă duc să-mi trăiesc pensia liniștit, că n-am să pot dormi, am să fac un infart într-o noapte, că nu știu ce... Cu ce faci contrabandă? Că e clar că faci contrabandă, dar zi-mi și mie cu ce faci contrabandă, că nu înțeleg, la care Jose zice, cu măgari. Fac contrabandă cu măgari. Cu alte cuvinte, el venea cu alt măgar de fiecare dată și îl trecea granița în Statele Unite și îl vindea acolo. Morala este că lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. Și măgarul din povestea noastră, hai să spunem asinul din povestea noastră, este de fapt obiceiul pe care noi îl tot purtăm cu noi și care, dacă nu avem în noi un John suficient de exigent care să fie atent, acel obicei va trece neobservat de fiecare dată. Și a fi propriul tău guru înseamnă, de fapt, să preiei control asupra obiceiurilor tale. Iată că am adus frumos la temă această glumă și aceste glume. A fi propriul tău guru înseamnă să fii propriul tău stăpân, independent de opiniile proaste sau bune ale celor din jurul tău, și asta presupune, în esență, câteva lucruri. Un lucru este să devii stăpânul obiceiurilor tale și să fii conștient de care sunt obiceiurile tale, unele dintre ele îți servesc și te ajută, unele dintre ele ți-au servit și nu te mai ajută, unele dintre ele sunt absolut necesare pentru a face trecere la nivelul următor de maturitate. Asta e despre obiceiuri, ăsta e un subiect. Dar mai există un subiect interesant și anume despre convingeri. Pentru că dacă tu ai niște obiceiuri pe care le-ai instalat mecanic în interiorul tău, singurul mod în care vei aluneca din obiceiurile tale, alea instalate cu trudă, alea bune, că se spune că nu renunți la obiceiuri, aluneci din ele. Și îmi place această nuanță lingvistică. Din obiceiuri se alunecă, la obiceiuri nu se renunță. Dacă te ții suficient timp de a face sport, devine obicei, dar se poate aluneca din obicei. Iar motivul pentru care se alunecă din obiceiuri este că nu ești propriul tău guru. Nu ești propriul tău sfătuitor care să vorbești tu cu tine și să spui, băi, standardul tău de performanță nu e ăsta când te-ai lăsat pe canapea și mănânci floricele și te uiți la seriale pe nu știu ce post de televiziune lipindu-le unul de altul, standardul tău de performanță e altul. Deci felul în care vorbești tu cu tine este de fapt propriul tău guru. Acel guru din interiorul tău care are pretenții de la tine la alt nivel decât corpul tău manifestă în prezent, pentru că ai alunecat din obiceiuri. Și dacă înțelegem asta, începem să ne dăm seama ce înseamnă de fapt să fii propriul tău guru. Dar uite, apropo de lucrul ăsta pe care l-ai menționat cu consumul de seriale unul după altul și așa mai departe, îmi spunea cineva recent, om de marketing, la curent cu toate tendințele mondiale, că în lume, încă nu se vede în România, dar în lume, Netflix-ul și alte servicii, Amazon Prime, ca să mai dau și alte nume, să nu se consideră că facem publicitate cuiva, deși e ca și mai face publicitate Google sau Facebook. Adică, da, e o constelație de media. Oamenii la nivel mondial consumă tot mai mult acest tip de platforme în detrimentul publicității, în detrimentul televiziunii clasice cu publicitate și așa mai departe. Cu alte cuvinte, vor să aibă ei controlul să aleagă ce consumă, nu ce le pune televiziunea. Da, vor să aibă ei iluzia controlului. Da, e adevărat că ai niște opțiuni totuși limitate, dar... N-aș spune neapărat că pentru că opțiunile de conținut sunt limitate, ci pentru că ceea ce credem că am luat în control este alegerea de a ne uita sau a nu ne uita
dar de fapt ce am primit prin aceste platforme este alegerea de a ne uita la serialul X sau la serialul Y. Așa este. Și asta este o formă mai subtilă de influențare, în care îți apar tot felul de propuneri. Imediat după ce s-a terminat un serial apar alte propuneri. Dacă ți-a plăcut ăsta, sigur o să-ți placă și ăsta la alt. Prietenilor tăi le-a plăcut asta, asta și asta. Trebuie să-ți placă și ție. Astea sunt niște aplicații ale legilor influențării sociale în comunicarea de masă, în relații publice, să zicem, astfel încât oamenii să consume din ce în ce mai mult. E foarte fain să instalezi iluzia asta că are omul control, ca să se simte liber să aleagă, și pe această iluzie va consuma mai mult decât consuma înainte. Părerea mea este că aceste metode de influențare n-au făcut altceva decât să devină mai sofisticate, nu că au dat către consumator mai multă libertate. Și în loc să te uiți la televizor, te uiți să zici, bă, nu mă mai cum am săturat de ăștia cu publicitățile lor și nu știu, și închid, stau aici unde am alegerea și stau și 6 ore în loc de 3. Și trec la celelalte. Și la un moment dat, guru devine platforma respectivă pentru mine, în sensul că fac ce îmi spune, în loc să fac ce îmi spun. Repet, ce înseamnă să fii propriul tău guru? Să fii propriul tău guru, în sens pozitiv, înseamnă că sinele tău superior, acum am să folosesc o vorbă mare așa, dar o explic. Sinele tău superior, versiunea ta mai bună, adică tu-ul la care aspiri, când te gândești la tine în cea mai bună formă a ta, în cea mai puternică manifestare a ta, în trăirea ta plenară a vieții, ești într-un fel, ești pe scenă, ești în lumina reflectoarelor, strălucești în ochii celorlalți. Acea persoană, acel personaj există în tine. Întrebarea este dacă stai de vorbă cu el. Întrebarea este dacă îi ceri părerea. Întrebarea este dacă ascult ce spune. Întrebarea este dacă îți pun întrebări. Nu doar dacă e de acord cu tine, ci dacă îți ridică mereu ștacheta față de unde ești. Asta e una dintre cele mai puternice întrebări în psihologia practică, în psihologia aplicată. Dacă ar fi să rămână cei care ne urmăresc cu o idee foarte practică și funcțională, atunci când te afli în confuzie, puneți întrebarea, sinele meu superior ce ar face acum? Versiunea mea mai bună, ce decizie ar lua în această situație? Ce decizie aș lua din versiunea mea cea mai bună? Nu din versiunea mea speriată, stresată, ambiguă, în incertitudine, în tristețe, în frică, în furie, în stres, în îngrijorare, ci din versiunea mea cea mai bună. Ce decizie aș lua? Atenție că asta nu înseamnă că trebuie să iei decizia aia. Poți să nu iei niciuna, care apropo e tot o decizie. Însă înseamnă că îți vei schimba perspectiva față de situația de blocaj în care te găsești.